De ce nu cred în purcătorii? Consider că 1 Corinteni, capitolul 3, de la 13 la 15, nu este un argument pentru perspectiva romano-catolică a Purgatoriului. Romano-catolicii fac referire la acest pasaj în sprijinul doctrinei pedepsei temporare pentru cei care nu sunt suficient de buni pentru a merge direct în rai. Ei sublinează faptul că se vorbește despre oameni care suferă atunci când faptele lor sunt arse de foc, dar totuși aceștia sunt în cele din urmă salvați. Ne învață Biblia că există un iad temporar, un purgatoriu în care oamenii suferă pentru păcatele lor înainte de a fi lăsați să intre în rai? Biblia nu ne învață în niciun loc despre purgatoriu. Această doctrină este contrară multor versete din Scriptură. În primul rând, iadul este un loc permanent de foc veșnic. Învățăm asta din Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Acolo vedem că Domnul Isus implică o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Iisus a declarat că este de asemenea un loc unde focul nu se va stinge niciodată și unde trupul nu moare. În al doilea rând, odată ajuns în iad, nimeni nu mai poate ieși de acolo. Iisus a spus că există o prăpastie mare astfel încât cei care vor să treacă de partea cealaltă nu pot să o facă. Acest lucru este valabil chiar dacă regretă că se află acolo. Ei bine, în al treilea rând, doctrina purgatoriului este o insultă la adresa morții lui Hristos pe cruce. Când Isus a murit pentru păcatele noastre, El a spus, s-a sfârșit. Dar și el s-a rugat tatălui, am terminat lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Cartea Evrei ne informează că după ce a adus o singură jerfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Căci printr-o singură jerfă, Isus a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. În al patrulea rând, Singurul purgatoriu care a fost experimentat vreodată a fost experimentat de Hristos însuși, pe cruce, când ne-a curățat păcatele. Cartea Evrei declară că El a făcut, adică Iisus, curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea În al cincilea rând, doctrina purgatoriului se bazează pe cartea apocrifă 2 Macabei, care spune că este un gând sfânt și sănătos să te rogi pentru cei morți, pentru că sau pentru ca aceștia să fie liberați de păcatele lor. Dar această carte din secolul al doilea înainte de Hristos nu a pretins niciodată că este inspirată. Nici o carte apocrifă nu poate pretinde asta. De altfel, unul Macabei chiar respinge inspirația. Aceste cărți apocrife nu au fost niciodată acceptate de iudaism ca fiind inspirate. Nici Isus și nici scritorii Noului Testament nu le citează vreodată ca fiind inspirate. Chiar și Ieronim, traducătorul romano-catolic al Marei Biblii Latine, Vulgata, a respins doi Macabei împreună cu celelalte cărți apocrife. Ba Ma mai mult, doi Macabei nu a fost adăugată oficial în Biblie de către Biserica Romano-Catolică, atenție, decât în anul 1546, la aproximativ 29 de ani după ce Luther și-a început reforma, în timpul căreia s-a pronunțat împotriva purgatoriului și a rugăciunilor pentru morți. În cele din urmă, Chiar și atunci când doi Macabei a fost adăugată în Biblie împreună cu alte cărți apocrife, Biserica Romano-Catolică a respins o altă carte apocrifă. De ce? Pentru că se pronunța împotriva rugăciunilor pentru morți. Da? A doua Ezra, numită patru Ezra de către romano-catolici, vorbind despre ziua morții. de la rând nimeni nu se va ruga vreodată pentru altul în ziua aceea. Ei bine, respingerea acestei cărți și acceptarea macabeilor manifestă arbitrariul decizii de a alege cărți pentru a susține doctrinele pe care chiar ei le-au adăugat în scriptură. Ei bine, în cele din urmă, în 1 Corinteni, Pavel nu vorbește despre purgatoriu, ci despre scaunul de judecată al lui Hristos, în fața căruia toți credincioșii trebuie să vină pentru a-și primi răsplata pentru lucrurile făcute în, în trup. Toate lucrările noastre vor fi descoperite prin foc. Și dacă lucrarea cuiva rezistă, va primi și o răsplată. Și dacă lucrarea cuiva este arsă va suferi pierdere de răsplată, dar el însuși va fi mântuit, dar ca prin foc. Din moment ce mântuirea este prin har, nu prin fapte, este clar că acest pasaj din 1 Corinteni vorbește despre lucrarea și răsplata credinciosului care îl slujește pe Hristos, nu despre un presupus purgatoriu în care omul în locul lui Hristos suferă pentru păcatele lui. De aceea cred ceea ce cred.